Ideea că dacă ne uităm la cel puțin la perioada patristică, cel puțin la scrierile Sfinților Părinți, Sfântul Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Grigore, așa mai toți, vedem o preocupare obsesivă dusă la desăvârșire, da? Pentru despătimire, pentru lupta cu patimile, cu păcatul. Adică eu nu am găsit la omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur preocupări din acestea apocaliptice. Ce, nu știau, N-ați n-aveau găsit și carte? nici o să găsiți, pentru că v-am mai spus, tâlcuirea Apocalipsei nu e făcută de niciun dintre cei smiți foarte mari. Au fost vreo 2-3, Andrei al Neocezarei, un antim al Ierusalimului, mi se pare, sau antip al Ierusalimului, și cam atâta. 2-3, n-avem. Să-mi arate mie cineva o tâlcuire verset cu verset a Apocalipsei de la un Sfânt Părinte Mare. Unul dintre cei 10 ăștia mari. Și repet, aici așa, de dragul să ne aducem aminte de ei se pomenim. Sfântul Atanasie cel Mare, Sfântul Vasile cel Mare, Ioan Grigore de Nazia, Grigore de Nisa, Kirill am ajuns Alexandru. Da. la Kiril Alexandrei, pentru că au o logică, deci nu-i spun la întâmplare. Da? Kiril Alexandrei, urmă vine Sfântul Maxim Mărturisitorul, Ioan Damaschin, Grigore Palama și undeva între ei mai primești pe Dionisie Oropagitul, care într-o zonă mai incertă ca în temporalitate, înainte de Sfântul Maxim. Sfinții Efrem Siru, Isaac Siru și mulți. Ăștia alții sunt oarecum de linia a doua de exegeză, dar Efrem Siru, ăștia sunt, eu v-am spus, sfinții dogmatiști principali. Dogmatiști. Exegezi principali îl avem pe Ioan Gură de Aur, pe Teofilact al Bulgariei, avem Chiril al Alexandrei care a avut cel exegeze ale Vechiului Testament și a spus cam atât. Găsiți în așa ceva, Chiril, găsiți, pasaje din Apocalipsă, da, găsim, tâlcuite. Ele sunt prinse și în viața liturgică, și în pictura bisericii. Dar nu o să găsiți nici de cum această concentrare pe Apocalipsă pe care o vedem acum, de la cine, și trebuie să fim foarte clar, limpezi, de la cine vine, de fapt, de drept această spaimă apocaliptă permanentă și alimentată? Din spațiul neoprotestant american. Pentru că ei sunt tot timpul, neavând sfântă tradiție, neinteresându-i sau mă rog, n-aș mai chiar poate spune disprețuindu-i, dar oricum fiind neinteresați de duhul acestor sfinți părinți, se concentrează pe lucrurile cele mai spectaculoase și pe cele mai care fac, într-adevăr, omul rezonează la ele. Pentru că în felul acesta îl atragi pe om la tine în denominațiunea ta. Și cu asta e lămâie problema, pentru că de fapt l-ai tras într-o înșelare. Da? Deci nu o să găsiți. Citiți, puneți mâna și citiți, sau uitați-vă. Oricine, da, Patericul Egiptean, dar nu găsește așa ceva. Uitați un comentariu foarte bun de la Cristina. Spune așa, păi ei nu aveau încă cod de bare. Deci nu încercați să liniștiți poporul că nu merge. Cum e, părinte? Cum era în perioada Sfântului Ioan Gură de Aur, care a murit în Surghiun, a fost dat jos, trimis, deși era un om cu viață sfântă, era patriarhul care a alungat bogăția de la Palatul Mitropolitan de unde era, care trăia într-o asceză desăvârșită, care postea, doar se ruga, nu era implicat în jocul politic, era un om cu viață Ia sfântă. aduceți-vă puțin aminte de Vasile Macedoneanu, Bulgaroctor. Deci ce a făcut el? Cum a rezolvat o problema bulgarilor care i-au năvălit peste ei? Cum a rezolvat problema? Dacă știe doamna sau domnișoara. Cum a rezolvat problema? Știți? Vă spun eu. I-a bătut, după care a orbit la fiecare 990, nu știu, 999 dintr-o mie a orbit și pe al urmea l-a chiorât. Și au fost câteva zeci de mii, dacă toată armata, toți bărbații bulgari a trimis așa acasă. Credeți că avea vreun respect împăratul pe vremea aceea pentru viața creștină și pentru viața individului? Nu conta, domnule, viața individului. Nu, dacă vrei să-ți fie înfricoșat de cod de bare, stai înfricoșat de cod de bare. Foarte bine, arată-mi undeva. Așa, 666. Toată lumea numai Apocalipsa o citește, dar numai Apocalipsa, capitolul 13. Eu nu, explic că nu e nevoie de cod de bare ca să te mai lămurească, să te urmărească acum. Da, Sau de asta chip. și la Și vremea dacă doamna, doamna sau domnișoara, dacă tot e așa înfricoșată, să-și închidă și telefonul și calculatorul pentru că au chipuri în ele. Și este urmărită în momentul ăsta pe internet. da, pe atunci Și nu să era dispară, să le nevoie. arunce nu știu unde.
și să vedem mai departe. Nu era nevoie de cod de bare pentru că era populația mult mai mică. Asta este naivitatea noastră să credem noi că acum noi tehnologia noastră conduce, controlează mai bine decât acum câțiva ani lumea. Și codul de bare, iarăși, nu, probabil că e mai tânără, doamnă, sau domnșa. În anii 90 era acea idee cu codul de bare ca să ne fie făcut, o să ne fie tatuat pe frunte și pe mână ca să putem să cumpărăm ceva. Nu ne-a fost tatuat niciun cod de bare și vă garantez că nu o să vă fie tatuat niciun cod de bare. Avem carduri, da, bineînțeles, că se desfințează banii. Vedem, că și asta e o problemă. Hai să mai vorbim și cu oameni care știu despre ce e vorba. Nu numai așa să dăm drum la știri apocalipse, rezonăm la ele și, pe urmă, dacă cineva ne spune, dar știi că s-ar putea să te înșeli, s-ar putea ca asta să nu fie calea spre Hristos, că nu așa să te judești ce Hristos. Păi nu, că sunteți v-ați dat de partea puterii sau ce? Mi-a mai spus ceva. Ne-am vândut, că ocolim. Nu ocolim deloc problema. De altfel, Hristos s-a dat de partea puterii, să știți. Hristos s-a dat exact de partea puterii, pentru că nu i-a răsturnat pe romani de la putere. Deci Hristos trebuia să răsturne pe romani și pe Irod de acolo și pe Ana și pe Caiafa să scoată. Deci trebuia să... Așa că nu. El a fost un colaboraționist pentru că nu i-a împins pe zeloți, nu i-a ajutat pe zeloți să răsturne putere. Da? Asta. Deci mesajul esențial al Evangheliei este feriți-vă de însemnare. Nu spun să vă însemnați. N-ați auzit vreodată de la mine în toată pandemia, atunci când trebuia cu adevărat să vorbească toți oamenii ăștia, că s-a putut vorbi, cât de cât s-a putut vorbi. Nu s-a putut pe YouTube, dar s-a putut pe WhatsApp, s-au dus știrile. Eu n-am auzit așa sute de predici în care să se vorbească, băi, sunteți mințiți. N-am auzit. Și sistematic. Am auzit una, două, trei, cinci. Am auzit vreo 10 oameni, cel mult. În schimb, da, vai de mine, o să fim însemnați. Eu spun așa, atenție la păcate și la patim, pentru că atunci vei fi însemnat, de patim și de păcate. Și nu spun eu, asta spune Hristos. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și spune Sfântul Ioan Botezătorul să îndreptăm căile Domnului în noi. Nu să facem tot felul, ne speriem și alergăm. Și dacă cineva ne spune că ne aflăm în greșeală, imediat acela este de fapt colaboraționist sau cine știe ce, vândut sau cine știe ce. E mason și nu mai știu ce are. Parte din sistem. Parte din sistem, face parte din sistem. Dacă ne spune, bă, dar totuși Evanghelia și Sfinții Părinți vorbesc altceva. Deci vă rog frumos, doamnă sau domnișoară, puneți mâna pe Sfântul Ioan Grodor, omilia Matei. Citiți-le cu atenție. Și viața lui. Foarte interesant. Bun, dar omilia Matei, ca să spunem, hai să citim comentariile Sfântului Ioan Gură de Aur, care însă n-a comentat Apocalipsa. Dar comentariile la capitolul apocaliptic din Matei, 25, mi se pare că este. Hai să vedem cum interpretează semne respectiv. Sau nici Ioan Gură de Aur. Și el era parte din sistem. Bineînțeles că era patriar, nu era, nu că el nu exista cod de bare. Dar prunci ucis Betlehem, vă arată vreun pic de control? Nu vă arată că oamenii aceia aveau control total asupra populației? Persecuțiile asupra creștinilor, când aproape au decimat pe toți creștinii, cum au reușit? Că n-aveau nici cod de bare, nici buletin, nici telefoane, nici nimic. Cum au reușit? Ni se pare nou că suntem acum... Da, într-adevăr, tehnologia poate și este folosită. Și va fi folosită și în sensul ăsta și în primul rând, din păcate, tehnologia pare mai degrabă că ajută rău să se generalizeze. E adevărat asta. Dar, din păcate, nu oprim răul dacă noi nu mai folosim tehnologia. Putem să oprim răul eficient dacă ne apropiem de Dumnezeu cu adevărat. Și, bineînțeles, să nu folosesc tehnologia pentru rău. Că dacă eu încep să acum să mă uit la filme XXX sau la tot felul de alte prostii, cum să facă nu știu ce armament sau nu știu ce, atunci normal că este evident folosit în rău. Dar dacă aș încerca eu frumos, nu atât să-mi fie frică de tehnologie, cât să fiu atent la păcatele mele, atunci o să văd că mă așez altfel în fața vieții acestea.
Pentru că frica de tehnologie nu mă ajută să mă îmbunătățesc. Izolarea nu ajută. Păi da, uitați-vă la comunitățile astea, ca și dice, din Israel, din Ierusalim. Credeți că ei sunt mai îmbunătățiți pentru că nu folosesc tehnologie? Că mulți dintre ei nu folosesc. Adică ăștia care trec prin chibuțurile alea, nu vor. Acum cu Q cu Vaj și-au mai dat drumul la net. Dar nu prea foloseau tehnologie, nu sunt de acord cu astea. Și credeți că comunitățile alea, musulmanii au apărut prin Sudan sau nu prea unde au lapidat-o pe fata aia săracă. Credeți că aia care nu au tehnologie, mamă ce bun, ce oameni sfinți sunt aceia. Problema cea mare este, întrebări, recunosc, tehnologia este folosită ca o armă de către globaliști. Și asta s-a văzut foarte bine în pandemie. Da? Dar ca să scap de efectele acestei arme, nu este tot prin tehnologie, ci este prin despătimire. Despătimire, acesta este cuvântul cheie. Dacă vreau cu adevărat să mă apropii de Hristos.